la deputatul.ro. Vreau neapărat să vorbim despre colete, că toți ne întrebați și cât mai mult ne întrebați dacă putem trimite, dacă se trimite. Se va trimite în continuare. Am vorbit cu cei de la Curier, de la GLS, de la DHL, cu absolut toată lumea. În afară, iară, în afara țării, se trimite liniștit, se trimite, se primește, DHL-ul merge în continuare. Cei de la GLS, la fel. Au spus că ei merg în continuare. Este chiar absurd să oprească chiar și gelesturile, că na, asta ține economia, sau curierele, asta ține economia țării până la urmă urmei. Deci nu o să se oprească. Puteți să dați comenzi, noi o să lucrăm non-stop până ne vor lăsa, să zicem așa, în caz că va fi ceva mai, nu știu, să se oprească, dar ceea ce nu cred. Puțin probabil, poate, vedem. Ce-o fi. Noi oricum o să lucrăm în continuare, coletele se trimit în continuare, comenzile se iau în continuare la fel, deci nu se schimbă absolut nimica. Cei din afară puteți să dați comandă la fel, vi le trimitem, deci totul decurge la fel. Oricum, dacă este ceva nou, vă ținem la curent cu mare drag. Da, cam atâta. În rest, întrebați-ne și feriți-vă de alte chestii, știți voi. Încă o dată, eu sunt Vlad pe tot.ro și mare plăcere, ne vedem la următorul video. Pace!